Bună seara, dragi prieteni! Pe măsură ce se definitivează listele electorale și se apropie momentul felierii ciolanului, vedem și caracterele unor oameni. Am postat zilele acestea pe Facebook. Altcineva l-a făcut, mi l-a trimis și mi-a plăcut un colaj cu Mihail Neamțu. Mihail Neamțu, care acum câțiva ani, mulți ani eu eram în presă, cred că sunt 20 de ani, s-a lansat în politică, părea un tânăr ok, educat, citit, lansase un partid, Noua Republică, părea un om în regulă. După care domnul Mihail Neamțu a intrat ușor în anonimat, a venit perioada pandemiei, perioada în care domnul Neamțu care făcea și el live-uri și transmisi și comenta subiecte filozofice, istorice, politice pe Facebook, l-a criticat pe George Simion și a spus că George Simion este o nulitate, este vai mama lui. Bănuiesc că cineva l-a întrebat de ce nu se asociază cu domnul Simion. Atunci părea o poziție ok, Orice om care are cât de cât școală, cât de cât carte, un coeficient de inteligență peste mediu, ar avea acest punct de vedere. Numai că ce se vedeți, domnul Neamțu a devenit candidat pe listele aur. Și <laughs> acel video, acel montaj era foarte interesant. O să pun linkul în comentarii și în descriere către Mălimbot, pagina publică. Era foarte interesant pentru că domnul Neamțu și-a anunțat. Undeva, într-un birou, unde bineînțeles sunt domnitorii țării românești, că așa fac ăștia de la Aur. Au parazitat, deși ei sunt principala grupare extremistă care satisface interesele cel mai mare dușman al țării, Moscova. Ei parazitează istoria națională și o folosesc într-un mod pervers împotriva poporului român. Dar asta e o altă temă mai largă, nu cred că o să am timp aici să o abordez. Am mai abordat-o în comentariile și analizele mele despre gruparea extremistă Rusofila Aur o găsiți în playlistul Aur cea mai mare capcană electorală. Îmi cer scuze numai o secundă să verific să văd. Da, dacă merge microfonul, că mi-e că nu merge, da. Și acolo lăuda pe George Simion, că îi mulțumește, că ce să vă spun? Dintr-o dată Simion nu mai era ceva care să-i provoace repulsie intelectuală și fizică domnului Mihail Neamț. Și bineînțeles că a ieșit mare tevatură, videoclipul s-a distribuit, lumea a comentat și ăsta a fost nevoit să explice <laughs> că lumea a început să-i zică lucruri. De la Obraz au pornit camioanele frigorifice cu carne, multă carne către el, tiruri întregi, coloane de tiruri cu carne au pornit din toată România către Mihail Neamțu bănuiesc că nu-i place carnea, motiv pentru care domnul Neamțu a dat o explicație. Și fiți atenți aici, dragi prieteni, m-am gândit să abordez că e vineri, seara, vine weekendul, să râdem de ei, oameni buni, pentru că este ceva, este ceva nu penibil, nu ridicol, nu jenant, pur și simplu nu există în limba română cuvinte care să descrie situația acestui cetățean și a altora, că mai am niște subiecte, tot din ciclul ăsta, da? Nu există așa ceva, oameni buni. Mind-blowing ar fi, nu știu, nu știu. Poate, știți dumneavoastră vreun cuvânt? Poate în limbile țărilor unde locuiți există cuvinte, chiar vă propun și va fi o experiență interesantă, că o să ne distrăm, da? Vă propun să-mi scrieți dumneavoastră, cei care locuiți în diaspora, dacă există, care-i cuvântul care descrie în limba țării unde locuiți? un personaj, o situație, o stare de fapt atât de jenantă, de mirul lumii, așa se zice în banat, da? sau se mai zice în banat, mie mie rușine de rușinea lui, <laughs> da? Să-mi scrieți, ar fi interesant să scrieți cuvintele, să vedem, să ne distrăm, da? Ce a zis Mihail Neamțu, Zice, în 6 decembrie 2020 eram pe un de spital din orașul Timișoara, fiind într-o stare de izolare totală, dar și supus unui tratament medicamentos foarte agresiv, împotriva infectării cu, cu virusul COVID. Așa era protocolul lui Arafat. După cum vă puteți imagina, chiar n-aveam o stare bună. Ceața mentală, bulversarea emoțională plămânii afectat și ficat supraîncărcat de antibiotice m-au făcut să spun lucruri pe care astăzi le regret. <laughs> da, confind faptul că am făcut niște declarații violente. Nu erau violente, era o stare de fapt că Simion e în cult, oameni buni. <laughs> La adresa lui George Simion, pe care liderul Laur a avut eleganța să le uite. Socot așadar enunțurile mele Lovite de nulitate! S-a <laughs> lovit singur de nulitate, domnul Mihail Neamț. În iarna anului 2020 încă dădeam crezare propagandei oficiale lansată contra lui George Simion după modelul atacurilor stângii la adresa lui Donald Trump care spunea că succesul aur se datorează unor troll din Sankt Petersburg. După patru ani de cercetare și analiză, mi-am luat libertatea de a face o completă reevaluare a verdictelor nefondate, pripite și puierile rostite atunci. <laughs> păi da, avea valoare acest exercițiu de mea culpa, da? numai că el este doar mea pulpa, din moment ce domnul Michael Neamțu a făcut chestia asta cu prețul unui posibil, iluzoriu sau nu, o să vedem, fotoliu de europarlamentar. Dacă nu, nu l-ar fi pus ăștia pe listă și nu i-ar fi oferit nimic și ar fi venit domnul Mihail Neamțu și ar fi spus, fără să aibă un profit, ceva, da? Și ar fi spus, în nimicia mea, ca un câine turbat, a mușcat mâna, da? Acum el poate să zică în fața lui Simion, propun și un ritual de mea culpa, da? Nu să-și toarne cenușa în cap, să-i toarne târziu cenușa în cap lui Mihail Neamțu, în timp ce el să stea în genunchi în fața lui Simion și să spună, știți replica celebră din filmul Columna, al trădătorului folosit de romani pentru a da lovitura finală dacilor, da? în nimicia mea, ca un câine turbat, a mușcat mâna care mă hrănește și îmi dă feliuțe de ciolam politic. Ce fac, dragi prieteni, oamenii pentru Ciolan în țara asta? Este absolut ridicol. Sunt foarte curios. Chiar vă rog să-mi scrieți pe toți cei din diaspora ce cuvinte există în limbile țărilor unde locuiți și eventual o definiție a cuvântului, dacă se poate. Da. Deci ăsta este toarășul Mihail Neamțu. Ce a zis toarășul Neamțu? Cine reprezintă aur? Simion? Încă o dată, e o nulitate, ați înțeles, domnilor? George Simeon Ionulitate nu știe nimic, nimic despre nimic. Este incredibil. Adrian Papahagi a prezentat, ca să vedeți că neamțul ăsta a încercat să facă porcărie, a încercat să-l atragă pe Adrian Papahagi într-o mizerie alături de aur. Și a prezentat cum a încercat cum s-a încerc, încercat să fie atras la o lansare de carte. Mihail Neamțu lansa o carte a lui Claudiu Târziu la Parlament sub egida aur. Mă mințise cu seninătate. El deja și începuse apropierea de aur. L-am rugat să nu se compromită. E... L-am rugat să nu se compromită. A pretextat că nu știa toate detaliile despre eveniment și în cele din urmă s-a retras. Nu vă ascund însă șocul și dezgustul pe care l-am trăit când fostul prieten a devenit vârf de lance al celor care ne-au sărit la beregată. Dintr-o dată, lui său Andrei Pleșu, cel care scrisese generos despre cărțile lui, Teodor Baconski sau prietenul alături de care conferențiase cu puține zile în urmă, deveniseră dușmane ortodoxiei. Neocalendariști care urmăreau să eviscereze biserica din interior. Am înțeles imediat, ne o luase deja la aur. Cum noi nu l-am fi sprijinit pe acest drum și nu mai puteam funcționa drept gaj de onorabilitate, devenise util ca țintă. La ceva tot eram bun în drumul lui spre aur. În plus, ce putea aduce neamțul la aur? Doar un discurs conservator pe care existența altor conservatori stil aur îl delegitima. Pragmatic nu mai era util decât ca ținta al linșajului, ironiilor și calomnilor auriste. Da, ăsta este marile caractere, nu știu exact care filozof a spus, marile caractere, dar e peiorativ în sensul că oamenii de nimic se întâlnesc și fac front comun. Și tot din ciclul ăsta, din ciclul Mihail Neamțu, din cu Florin Călinescu, by the way, m-am speriat. Face iară live cu Mario Mocan. Cu fața aia de administrator am verificat repede dacă mi-am plătit întreținerea, să nu cumva să am datorii la întreținere. Și s-a apucat Florin Călinescu foarte interesant și foarte subtil. Bagă pe suprești celor care se uită propagandă rusofilă. Și s-a apucat Florin Călinescu să vorbească despre le noua lege armate. Știți că am tot explicat zilele acestea că este foarte grav că șefii armate cer de două luni de zile public și cu siguranță de un an de zile sau de când a izbunit războiul din Ucraina au cerut pe alte canale și dacă au văzut că nu sunt băgați în seamă cer modificarea legii ca să poată să intervină împotriva dronelor sau altor tipuri de obiecte ghidate de la distanță care încalcă teritoriul nostru național și se pregătește legea, e în dezbatere publică. Și Călinescu a lansat lozinca asta rusofilă, că domne, ne vindem la NATO, ne vindem la americani, pierdem comanda și exact, încet, încet. Sigur, zice, suntem pro-Europa, suntem pilonii diaspora unită, Europa, nu știu, dar vine Călinescu și bagă pe supresi încet, bagă, astfel de lozinci ca să vedeți că aceste lucruri confirmă ceea ce eu spun, că este foarte problematică prezența lui acolo. Foarte problematică. Și vreau să-i recomand și lui Mario Mocan să se ducă totuși, totuși, imposibil să nu fie în diaspora europeană sau în diaspora unită, un profesor de limba română să cumpere sau să ceară cuiva să-i facă rost, cine are copii, de manualele din clasele 1 4 și să le citească. Pentru că se exprimă destul de greșit Mario Mocan în limba română. Nu prea știe să facă acordul, nu prea. E cam varză, cam evanghelică așa. vorbește evangheleză domnul Mario Mocan. Din același ciclu, Mihail Neamțu, George Simion, Mario Mocan, Florin Călinescu Drama a familiei șoșoacă. Trebuie să vă spun, dragi prieteni, că m-am amuzat teribil și unii au scris că, domne, te amuză violența domestică. Nu, violența domestică este ceva foarte grav. Când eram jurnalist la Timișoara, v-am povestit despre prietenul meu, Florin Cova, cel este director la o asociație care a formulat și s-a luptat pentru legea care sancționează violența domestică. Este ceva extrem de caz. Grav. Dar în cazul de față nu cred că avem de a face cu violență domestică. Și anume ce s-a întâmplat doamna Șoșoacă ca să se răzbune pe Silvestru pentru că Silvestru a început să spună lucruri despre Șoșoacă, nu știu, s-ar întâlni cu o blondă, fel și fel de prostii, de cancan -can, pe la televiziune la care nu merită să te uiți nici 5 secunde, dar asta este, prin natura profesiei sunt obligat să stau și să Mă uit și la aceste informații puturoase. Ideea e că doamna Șoșoacă, avocată fiind, vă dați seama, a știut cum să-i facă o plângere domnului Șoșoacă pentru violență domestică. <laughs> și ăștia, ca așa e legea, că știu doamna Șoșoacă, că știe totuși pe avocatură, pare că știe carte, l-au chemat și au pus ordin de interdicție și au pus brățară <laughs> lui Silvestru sub motivul că ar fi agresat-o pe Diana Șoșoacă. Și eu mi-am exprimat dubiu și amuzamentul în același timp că dacă ar fi fost vorba de un caz de violență domestică în familia Șoșoacă, eu, cu siguranță, dacă domnul Șoșoacă ar fi spus că l-a agresat doamna Șoșoacă, asta aș fi crezut-o. Dar invers, nu am cum să cred. Este imposibil. Având în vedere atitudinea, personalitatea doamnei Șoșoacă, forța fizică a doamnei Șoșoacă, deci nu cred că îndrăznea Silvestru să-i treacă pe sub nas. Cred că nu îndrăznea nici dacă îi spunea și că la 5 dimineața îl trezea din somn. Duș cu noi acum. Nu îndrăznea să zică nu. Da? Că și lua uh, papară. Dar să aud că este invers, mi se pare absolut incredibil și ridicol. Ne mai vorbim de faptul că doamna Șoac este avocat, dacă prin absurd, prin absurd, da? domnul Silvestru, care poate cine știe este supererou, și are o viață dublă, în ziua de zi cu zi, zi cu zi, la lumina zilei îl vedem așa cum este el și noaptea este un fel de halc. Uh, Hulk, da? de se face verde și moare da? <laughs> și atunci într-adevăr ar putea să o agreseze pe doamna Șoșoacă și dacă ar fi așa, păi doamna Șoșoacă e avocat, păi ce credeți că stătea ea, aștepta ea atâta timp, păi știa purgile legale, știa tot îl încălța pe ăsta de mult. De mult, nu acum când sunt certat și fac cum se zice pe aici prin București, Panorama pe la televiziunile cartelului Mafia Media. Ce este amuzant este că, bineînțeles, dragi prieteni, nu m-a mirat știrea asta, Silvestru Șoșaca a scăpat de ordinul de restricție. Avocații au fost plătiți din fondurile Ministerului Justiției, căci că nu are bani de avocați, domnul Silvestru Șoșoacă, dar înțeleg că se plimbă cu un Mustang, pe care l ar fi dat în folosință un prieten, care că nu are permis, dar și-a luat Mustang. Dar nu are permis, dar și-a luat Mustang, l a dat lui în folosință. Păi, poate are un prieten care are un avocat, ca să nu-i plătim noi, domnului Silvestru, prostile, doamne Șoșacă. Judecătoria sectorului 2 a admis cererea lui Dumitru Silvestru Șoșacă, prin care a cerut revocarea ordinului de protecție solicitat de soția sa. Poliția Capitale a emis un ordin de protecție provizoriu pentru soțul de Anei la cererea senatoare, în urmă cu trei zile. Acum eu vreau să aduc asta și pentru că v-am spus că subiectele de violență domestică îmi sunt cunoscute ca jurnalist. Și vreau să vă pun o întrebare. Dacă nu era vorba de doamna Șoșoacă, credeți că poliția reacționa astfel? Dacă dumneavoastră cunoașteți cazuri de violență domestică reală, nu telenovele și cancan -can și panorama pentru România TV, în care poliția n-a intervenit. Vă rog să-mi scrieți. Că eu știu o grămadă de știri în care poliția n-a intervenit. Și partenerul care a fost violent a ajuns să o moare persoana respectivă. Din pricina faptului că poliția n-a intervenit. Da, dar când e vorba de doamna Șoșoacă, se grăbesc imediat să aplice legea. Imediat se grăbesc să aplice legea. Bănuiesc că le-a fost frică la polițiști din secție parcă văd discuția șeful, dar eu nu prea cred, nu prea. Bă, mă din gură, vrei să ne bată pe toți aici în secția de poliție, ești nebun? Vrei să ne bagi în spital? dă ce vrea ea numai să plece de aici, să nu mai vedem. ești că dacă nu-i vorba de altceva, pe principiul ăsta. Și așa că susține în fața jurnaliștilor că Silvestru și-ar fi lovit și fica... Emiterea ordinului inițial de protecție a venit după ce senatoarea extremistă a sesizat poliția cu privire la faptul că soțul său ar fi agresat din punct de vedere emoțional, dar și fizic. Poliția arată că în urma sesizării a întocmit formularul de evaluare a riscului, context în care a fost emis ordin de protecție. Cred că poliția n-a explicat suficient și era evaluarea riscului polițiștilor să-și ia bătaie de la doamna Șoșoacă dacă nu fac ce vrea doamna Șoșoacă. Bănuiesc că acest risc a fost evaluat, nu alt risc. Vă rog să scrieți dumneavoastră în comentarii. Dacă vi se pare că eu abordez așa într-o notă ușor pamfletară, pamfletul este și el un gen jurnalistic. Dar dacă dumneavoastră vi se pare credibil așa ceva, că cineva, nu Silvestru, oricine, da? Bruce Lee, <gânguie> Jean-Claude Van Damme, Bud Spencer Piedone, cine vreți dumneavoastră, Jackie Chan, da? poate să o agreseze fizic sau emoțional pe doamna Șoșoacă. Vă rog să-mi scrieți dacă știți dumneavoastră că există cineva în afara eroilor Marvel, da? care ar putea să o agresez de fizic pe șoșoacă. Și cu atât mai mult, bietul silvestru. <laughs> Acum, nu credeți că îl victimizez pe silvestru și da, chiar, chiar mi se pare absolut incredibilă această poveste. Da. Și tot din ciclu silvestru șoșoacă neamțu, avem și la liberali șoșoacă de PNL. Rareș Bogdan nu bat niciun fel de apropo, deși unii susțin că are o uh, plăcere uh, neobișnuită pentru aspectul fizic personal care este mai mult specificul feminin decât masculin, dar nu mă bag în astfel de discuții, da? Dar din punct de vedere al caracterului. Cum justifică Rareș Bogdan primirea primarilor PSD în PNL, deși ceruse ferecarea ușilor? Fiți atenți aici să vedeți, oameni buni, este incredibil. Deci omul ăsta crede că toți alegătorii PNL, că altfel nu se poate explica discursul lui. Altfel nu se poate explica discursul lui. El și toți cei din jurul lui de la vârful PNL sunt ferm convinși că cei care au votat PNL, cei care au votat Claus Iohannis, cei care pe bună dreptate sunt revoltați, scandalizați sau ar trebui să fie de minciuna și excrocheria electorală, votați-ne pe noi ca să nu vină PSD-ul la guvernare, și după aia au adus PSD-ul la guvernare, și acum au și devenit partidul oricilor comasați. Ei cred că oamenii sunt oameni fără discernământ, exact ca electoratul PSD, cărora le spui orice fel de prostie, și oamenii vor înghiți și vor veni și vor aplauda și vor vota în continuare. O să vedem. Acum că sunt alegeri. Cum a justificat domnul Rareș Bogdan? Zice așa. Faptul că au trecut dintr-o parte în alta la sfârșitul mandatului unui primar sau înainte cu câteva luni, un om care până la o vârstă era socialist și consideră că liberalismul e cel care reprezintă, sau până la o anumită vârstă este liberal și consideră că trebuie să treacă la socialiști, nu poate fi oprit. Fiecare se maturizează mai devreme sau mai târziu. Cred că cel mai important e să vedem ce fac acei oameni pentru comunități, cum îi evaluează cetățenii și mai ales cum reușesc să implementeze banii europeni pe care România n-a reușit ani în șir să-i valorizeze. Deci fix de asta. Vă rog să-mi scrieți în comentarii cei care a stat până acum 20 de minute. Fix cu doctrina are legătură și cu maturizarea. Vă dați seama că această explicație este de un ridicol, penibil. Penibil și de o lipsă de inteligență, din punctul meu de vedere, destul de gravă. Dar el vine cu prostile astea, vine cu aberațiile astea. De ce? Pentru că desconsideră propriul electorat. Și cred că propriul electorat ar trebui să-l tamponeze. Și ultimul personaj despre care vreau să vă vorbesc, din categoria ridicol, Toarășul Piedone. Am mai pus un clip video, un clip, mă rog, dacă e clip, e video, pe Facebook și o să vă pun linkul. Nu ridic pe YouTube pentru că nu vreau să am discuții cu drepturile de autor. Cu un utilaj care repară multifuncțional. Care repară un capac de canal într-o parcare. Și înainte cu piedone, cu hârlețul și cu baros. Să vă uitați și la comentarii, sunt absolut savuloase, tarășul piedone, dar aici nu e ceva de râs, aici e ceva foarte grav, pentru că omul ăsta, pe lângă faptul că e ridicol, omul ăsta, numele lui este legat de un șir, de fapte penale, a fost condamnat pentru incompatibilitate, dacă nu mă înșel, a fost implicat în fabrica de permise și și-a luat permisul în niște condiții extrem de dubioase, teoretic ar fi trebuit să fie la pușcărie pentru chestia aia, a fost condamnat în dosarul colectiv, tot ce nu și-au făcut treaba primăria și a rezultat în coșmarul colectiv, are o grămadă de probleme. Ce au descoperit cei de la Hot News și prezintă Europa Liberă? Primăria condusă de piedone ar fi dat contracte de pază de milioane de euro firme unui fost polițist condamnat pentru corupție. Firma a fostului polițist Ionel Tucmuruz, preluată de soția lui, a câștigat contracte de pază a școlilor și parcurilor din sectorul 5 în valoare de 12 milioane de euro. Tugmuruz a fost condamnat pentru corupție și apare în fotografiile de vacanță cu Nuțu Cămătaru. Ca să vedeți că dincolo de faptul că e ridicol, aia e cea mai mică problemă a lui. Corupția, mizerile, și-a angajat toate neamurile la primărie, personaje de tipul ăsta care sunt în anturajul, nu știu, Nuțu Cămătaru, cred că e cel mai mare interlop al capitalei, cred că e jupânul jupânilor, toți tremură de frica lui. Toți! Toți, unii nici nu răspund când deschizi discuția despre nuțul cămătar, un ghit în sec și pleacă imediat, toți. Investigația descrie influența pe care fostul polițist apropiat al primarului Cristian Popescu Piedone pare să o aibă în interiorul primăriei și posibile legături cu persoana interlope. Firma Magic Star Security, controlată de soția fostului polițist, asigură acum paza în 55 de școli și licee, în 71 de parcuri. Locuri de joacă și spații verzi. Contractele cele mai mari au fost câștigate după ce Cristian Popescu Piedone a fost ales primar. Pe lângă contractul pentru paza școlilor și parcurilor din sectorul 5, compania Magic Star Security a primit și alte contracte importante, inclusiv unul în valoare de 1 milion de lei cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Acesta a fost semnat după ce Piedone a fost eliberat din închisoare. Firma a primit și alte contracte cu instituții subordonate primăriei sectorului 5. Adică prietenii celor mai mari interlopi din București, păzești, școli, parcuri, instituții, vă dați seama, în sectorul 5, vă dați seama? Și nebunia asta, dacă lumea nu se mobilizează la vot și lasă numai oboucii să voteze aia care cred că Piedone e vreun mare erou pozitiv, nebunia asta, infecția asta, dacă este o infecție, în jurul lui Piedone, de corupție și de afaceri dubioase și nepotism, infecția asta s-ar întinde la nivelul întregii capitale a României. Vă dați seama, oameni buni, cât de periculos este absenteismul la vot, cât de periculos este să nu ieșim masiv, să botăm, să nu ne informăm, să nu ne punem niște semne de întrebare, așa cum explicam și în alte emisiuni live și editoriale, Păi în momentul în care îți vine ăsta cu roaba și cu lopata și zice că programul meu pentru București e târnocopul și lopata. Păi nici nu trebuie să -ți zică mălimboț sau să citești astfel de lucruri, îți dai seama că așa ceva e nevotabil. Păi ce, în 2024 se mai lucrează cu târnocopul și cu lopata? Să vă uitați, dragi prieteni, la uh, acel videoclip să vedeți. Dacă ar fi în București de făcut lucrarea, probabil domnul Piedone... Ar trimite niște muncitori sau să aduce domnia sa să facă un live pe TikTok altă și cu un baros Ar bate acolo să Facă lucrarea respectivă pe care o face un singur utilaj Multifuncțional Și spun ce am zis și acolo că le doresc tuturor celor care trăiesc cu iluzia Că piedone e Vreo soluție pentru București Le dorim tuturor să li se repare de acum încolo străzile Cu numai cu târnăcop Cu lopata Și cu baros La noi să vină cu utilaje, să le facă frumos, civilizat ca în secolul în care trăim, oameni buni, nu ca nevul mediu. Am mai pus astăzi mai devreme, am scos bucata din emisiunea la care am participat ieri cu Grigore Cartianu și Răzvan Cornețeanu, sigur pe Grigore îl știți foarte bine, Răzvan îl știți și pe el dacă îi urmăriți emisiunile, dar poate nu știți pentru că era înainte să fie în mediu online și să facă emisiuni la TV. Răzvan a fost directorul general și președinte al Consiliului de Administrație la adevărul. El era direct, ținea legătura cu Patriciu, era filtru dacă vreți. Da? Și o să vedeți, a, Răzvan Cornețeanu a povestit ce libertate aveam la adevărul și cum era construit mecanismul prin care mi se garanta această libertate ca să înțelegeți, pentru că știu că avem public comun, în ce mod ne simțit a mințit Sabin German când a susținut, a încercat să mă denigreze cu acel punctaj din evenimentul zilei: că dacă eu am scris un editorial în care am criticat-o pe Căve și vezi, Doamne, eu am scris asta că așa ne cerea patronul penal, Patriciu. Vă rog foarte mult pe toți cei care urmăriți și apreciați activitatea mea, și pe cei care ați venit mai de curând, și pe cei care poate nu apreciați activitatea mea, dar nu știți ce să credeți. Să vă uitați la acest video, o să-l vedeți în curând în box în partea de jos a ecranului și să ascultați cu atenție, nu ce spun eu, ce spune Grigore Cartianu, ce spune Răzvan Cornețean, ca să înțelegeți cam cum mi-am făcut eu și cum ne-am făcut noi, echipa care a fost în vremea aceea la adevărul uh, profesionist treaba și cât de vă este inclusiv manipularea lui Mario Mocan, că și el vine acum și spune, când am atras atenția că Florin Călinescu este dubios de intens promovat de cartelul Mafia Media, de televiziunile cu patroni infractori, și că e ciudat că se duce acolo și e ciudat că este promovat. Că ăștia nu promovează pe nimeni dacă n-au un interes direct cu personajul respectiv. Dragi prieteni, exceptând reprezentanții partidelor parlamentare. De ce se întâmplă asta și vreau să o explic? Pentru că legea audiovizualului obligă televiziunile. Că am lucrat și eu în televiziune și știu cum e. Legea te obligă ca moderator de televiziune și televiziunea pe ansamblu să ai un număr cât mai egal de parlamentar de la putere și de la opoziție. La finalul fiecarei luni, când făceam eu emisiuni la B1 TV, trebuia să fac o listă pe care să o predau la secretariat cu invitații mei. Și trebuia să fie număr egal. Când ajungeam pe finalul lunii și numărul era de balansat din diverse motive, trebuia să chem mai mulți parlamentari de la un anumit partid ca să balansez numărul. Sigur, nu este cazul lui Florin Călinescu și al lui PDU foarte bizar cum îi bagă în seamă Realitatea TV și Antena 3. Acolo se duc infractorul Maricel Păcuraru și infractorul Dan Voiculescu. Dar despre Florin Călinescu o să mai revenim, dragi prieteni. Am un playlist și cu el, am un playlist și cu Sabin German. Dacă aceste nume vă strânesc interesul, vă rog foarte mult să intrați în secțiunea playlist. Semper Fidelis, ne vedem mâine!